declaration which started the process of European integration more than 60 years ago. Astăzi, ziua Europei, de fapt, reprezintă ziua când sărbătorim aniversarea declarației Schuman, care, de fapt, a pus începutul integrării europene, mai mult de 60 de ani în urmă. Of the Ninth Symphony of Beethoven. And the first sentence of it is Alle Menschen werden Brüder. All men will become brothers. I hope that you, those of you who are here in Chisinau today, will have the opportunity to visit the European village in the central square. Și dumneavoastră nu observați ziua Europei, dar ziua Falun Dafa. Nu, ziua Falun Dafa și ziua Europei. Ziua Europei, ca Europa e clar, dar și ziua Falun Dafa. Și tot așa, cu exerciții și expoziții informative, da? Și deschiderea expoziției de arte la Orhei. Când ori să vină fetele, ori să danseze, toboșarii ori să bată tobele, face și un program artistic. Aici, în stradă. Adevăr, compasiune, toleranță și în Europa toată lumea e aceeași. Astăzi pentru noi este o sărbătoare. Cursa olimpică sau cursa de ciclism apropie olimpic, se regăsește în contextul Zilei Europei. Dragi sportivi, spectatori, de sportul are de vorbă de spectatori, cu prilejul acestui eveniment foarte frumos, care sperăm foarte mult, mă devenim unul tradițional, în numele Guvernului, prim-ministru Iurie Leancă, adresez sincer felicitări tuturor sportivilor participanți la cursă de ciclism, organizatorilor, în special Ministerului Tineretului și Sportului din Republica Moldova, dumneavoastră, domnul ministru, celor care ați inițiat această competiție regională